Salutare, bun găsit, bine ați venit la o nouă rețetă, eu sunt Ionica. Pentru astăzi pregătim sărățele cu brânză. Și pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu am 500 de grame de brânză, am telemea de vacă, 250 de grame de unt gras cu 82% grăsime, 200 de grame de smântână, sau eu în cazul meu eu am jumătate smântână, jumătate iaurt. Am 100 de grame de osânză sau dacă nu puteți să puneți untură, două gălbenușuri de ou, o lingură de sare și am 600 de grame de făină. Pentru decor avem nevoie de mac și de semințe de susan și o să mai avem nevoie și de un gălbenuș de ou la momentul potrivit. Așadar, dragilor, haideți să ne apucăm de treabă. Așadar, prima dată dăm untul pe răzătoare. Untul este rece. Și continuăm așa. Am ras untul. Așadar. Iau tot untul de pe răzătoare. Și acum pun făină. Și amestec cu făină. Amestecăm totul bine. Am amestecat foarte bine untul cu făina până ce am obținut ca un nisip. Așadar, dragilor, trebuie să mai punem și drojdie și un plic de drojdie de 7 grame. Acum pun și osânza, în cazul meu, sau dacă nu, untura. Dacă nu aveți nici osânză, nici untură, puteți să puneți unt. Mai adăugați încă 100 de grame de unt. Care și, uitați, și pe asta încorporez aici. Încorporez totul bine. Acum adaug brânza. Pun în cazul meu smântâna și cu iaurtul. Pun două gălbenușuri de ou. Punem drojdia. Punem sarea, o lingură de sare. În cazul meu am 12 grame de sare cântărită. Și acum le frământăm. Chiar nu se poate frământa cu mănușul. Le-am încercat, dar nu. Mâna e sfântă. Încorporez bine. Am să răstor pe blatul de lucru, ca să lucrează mai ușor. Ups! Uitați așa. Luăm tot aluatul de pe bol. Uitați așa.
Dacă doriți să rățele mai puține, puteți să faceți cantitatea la jumătate. Și continuăm așa și le frământăm. Uitați, am frământat aluatul, trebuie să încorporăm tot, să-l frământăm bine. Așa arată aluatul meu. Deci făina suficientă pentru gramajul ăsta. Și acum am să las jumătate de oră la odihnă. Uitați. Deci asta e. Un aluat frumos. Așa arată. Acum îl pun într-un castron. Un pic de făină. Și îl las să crească jumătate de oră. Îi pun o folie deasupra. Și revenim. Așadar, dragilor, a trecut jumătate de oră. Uitați cum arată aluatul. Îl dau jos. Ia uitați ce am luat frumos. Și eu acum fac așa, o să-l împart în patru părți. Aici am bătut un ou. Și uitați, aici am sucitorul și cu o hârtie pentru copt. Uitați cum fac eu. Așa da. Eu o întind direct pe foaia de copt. Așadar, am întins aluatul și uitați, acum o să fac așa. Cu rotița, dați forme la sărățele mai mari, mai mici, cum doriți. Continui așa. Și surplusul îl iau. Și acum o să împart așa. Le faceți cât de mari doriți, cât de lungi. Uitați, eu așa. Acum le un cu ou. Am ou aici bătut. Așa, da. Am cuptorul prea încălzit. Și pun semințe. Așa, semințele de mac.
Așa, și pun și de sus. Suficient. Și acum iau tava și le pun pe tavă. Și le bag la cuptor. Le bag la 150 de grade, 15 minute, până ce văd că s-au copt. Acum întind a doua foaie. O să încerc să le fac un pic mai groase de data aceasta. Așadar, am întins foaia, o să încerc să iau surplusul. Uitați așa, să fac o foaie dreptunghiulară. De data aceasta am făcut foaia un pic mai grosuță și acum le tai. Continui. Așa, dar le-am terminat de tăiat, de data asta am să le fac așa. Le distanțez un pic. Continui așa. Mai am două. Ca să ne ușurăm munca. Uitați, o pun și pe asta. Așa. Și acum le tăiem. Eu de data asta le tai în două. Le fac mai mari. Așa. Acum le dau cu ou. Mai simplu decât să stăm să luăm fiecare una câte una. Să luăm fiecare în parte. Continui așa și le dau cu ou. Am terminat de dat cu ou. Și acum punem semințe. Am scos tava cu sărățele. Uitați cât de bine arată. Nici nu mai e nevoie să le depărtăm, că se aranjează singure. Acum o pun pe un prosop cu tot cu hârtie și le las la răcit. Acum pun a doua. Ia uitați cât de ușor să pune. Am luat și le-am pus. Nu vă chinuiți să puneți unul câte unul. Și le băgăm la cuptor. Uitați așa și continuăm așa cu toate. Am terminat de întins și ultima foaie și ultimul aluat care l-am avut. Aici am pus susan, dragilor, și acum am să pun chimen. Puteți să puneți, uitați, am să pun și câteva semințe de chimen pe asta, pe ultima. Nu prea multe. Așadar, am scos și ultima tavă de sărățele din cuptor. Uitați cum arată. Aici le-am pus pe un platou. Așadar, dragii mei, aceasta a fost rețeta de sărățele cu brânză. Eu vă mulțumesc pentru like, pentru distribuire. Lăsați-mi un comentariu și spuneți dacă v-a plăcut rețeta și de unde mă urmăriți. Până la următoarea rețetă, mulțumesc, bye bye!